Comitetul local pentru situații de urgență a decis detașarea între 16-22 martie cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade la Direcția de Sănătate Publică a celor 16 medici și 36 de asistenți de la cabinetele școlare din subordinea municipalității, personal care va fi implicat în caz de nevoie în activitățile specifice acestei structuri. S-a discutat și despre situația persoanelor aflate în carantină pe teritoriul municipiului, primarul Mircea Gutău insistând ca abordarea acestor cazuri să se facă cu omenie și înțelegere, astfel încât perioada de carantină să nu se transforme într-una traumatizantă pentru ce obligați să o parcurgă. O altă decizie ce trebuie adusă la cunoștința cetățenilor este și cea derivată din intenția exprimată la nivel central de prelungire până la 30 iunie a termenului până la care plătitorii integrale a impozitelor locale pe anul în curs beneficiază de bonificația de 10%. În aceste condiții este de așteptat ca aglomerațiile care se formau la casieriile municipalității în a doua jumătate a lunii martie să dispară, iar ritmul de plată obligațiilor către bugetul local să fie unul normal. Punctele de contact direct cu publicul, casierii, registraturi, puncte de informare, etc., își vor adapta în perioada următoare programul și fluxurile de acces, astfel încât să ofere cetățenilor cele mai sigure condiții de interacțiune. Vor exista perioade de întrerupere a activității de lucru cu publicul în care se vor face igienizări complete ale spațiilor și mobilierului, astfel încât riscul contaminării să fie cât mai redus. Noile orare de lucru cu contribuabilii vor fi afișate la loc vizibil.